Bun găsit tuturor, sunt Amedeo Oine și vă invit din nou la o călătorie în lumea șahului. Emisiunea de astăzi ne introduce în atmosfera de sărbători. Călătorim în orașul șahului, dansăm și ne distrăm împreună cu surorile Polgar, mari maestre de șah, și mergem cu gândul la film, o premieră așteptată cu Tobey Maguire. Nu uitați nici de întâlnirea cu Delia Duca, invitata mea, care vine întotdeauna cu explicațiile tehnice ale problemelor. Să pornim așadar la drum. Ca descendenți, direcția lui Genghis Khan, probabil că locuitorii din Kalmykia ar trebui să manifeste un cult aparte pentru arta războiului. Totuși, în realitate, acolo se pune accentul pe șah, în esență tot un fel de război. Kirsan Ilyumjinov, om de afaceri, fost președinte excentric al acestei republici rusești, situată la malul Mării Caspice, a construit în 1998, cu o investiție de peste 30 de milioane de dolari, un oraș al șahului, chiar în mijlocul Elistei, singura capitală europeană budistă. Momentan, amenajarea urbanistică nu este un oraș propriu-zis, însă aspecte vizuale tipice lumii șahului ies în evidență la tot pasul. Un domn cu aspect inedit, câteva case luxoase, un hotel și un magazin de produse alimentare și pe unele străduțe platforme de șah uriașe cu piese de dimensiunea unui copil. Cu toate acestea, conceptul vrea să cuprindă săli de operă și de spectacole, muzee, conservatorul, școala de arte, academiile religioase, centrul de medicină tradițională și centre creative pentru copii. Controversatul Ilyumjinov nu este un simplu pasionat de șah, ci din 1995 este președintele Federației Internaționale de Șah, FIDE. În 2011 apărea într-o filmare jucând șah cu Muammar Gaddafi, însă nu s-a făcut public niciodată deznodământul partidei. Probabil n-ar fi fost ceva deosebit, întrucât Ilyumjinov pretinde de mult că a întâlnit extratereștri în scafandre galbene, ba chiar că ar fi comunicat prin telepatie cu ei înainte de a se plimba împreună la bordul navei spațiale, un fel de tub semitransparent. Pe 6 decembrie 2015, Kirsan Ilyumjinov s-a autosuspendat temporar din funcția de președinte al FIDE, numai până ce Statele Unite îl vor retrage de pe lista de persoane interzise în SUA. Rusul este bănuit a avea legături strânse cu regimul Bashar al-Assad. El susține că doar a jucat șah cu Assad în 2012, iar singura sa legătură cu Siria ar fi livrarea unor seturi de șah. Iată-ne din nou în studio cu o nouă provocare pentru cei mai pasionați de șah dintre dumneavoastră. Astăzi vă propunem spre rezolvare o problemă de șah compusă în anul 1954. Iată datele problemei. Albul, rege H6, damă D4, nebun H7 și pion D5. Și negrul, rege F5 și pion în F7 și G6. Albul mută și dă mat în două mutări. Vă invit să ne trimiteți răspunsurile și comentariile dumneavoastră pe adresa shaharondrealitatea.net. Soluția acestei probleme va fi prezentată în emisiunea următoare. Între timp, cât vă notați datele problemei, iată un film nou, așteptat de iubitorii șahului. Sacrificiul pionului este un film a cărui acțiune are loc în timpul războiului rece, când copilul minune al șahului american, Bobby Fischer, apare prins în lupta dintre două superputeri și propriul său zbucium interior. El provoacă la duel Uniunea Sovietică prin marele meci disputat în 1972. În fond, își înfrunta propria nebunie. Radiografia măririi și decăderii unui copil simplu din Brooklyn, personaj care a aprins imaginația întregii lumi și a devenit aproape sinonim cu sintagma campion mondial de șah, Bobby Fischer. Trecem de la conflictele lui Bobby Fischer la o acțiune în perfectă antiteză. Un festival al șahului ce a promovat unitatea, pacea și armonia a fost organizat de trei dintre cele mai cunoscute femei din istoria șahului, surorile Polgar. Acțiunea lor a avut loc în 2012 la Budapesta. Trei surori pasionate de șah și cu performanțe remarcabile organizează de câțiva ani un uriaș eveniment de popularizare a sportului minții. Deși trăiesc în țări diferite, în Statele Unite, Ungaria și Israel, Susan, Judith și Sofia s-au reunit în Budapesta pentru Festivalul Șahului. Anul acesta, un festival global al șahului, simultan în Budapesta și în Santiago de Chile, pentru prima dată organizat în două orașe pe continente diferite. Ideea unui eveniment de amploare care să dezvăluie cele 1000 de fațete ale șahului a aparținut lui Judith Polgar,
jucătoarea numărul 1 a lumii de peste 25 de ani, o femeie care, pe lângă performanța în șah, a reușit să dezvolte și un program educațional unic și inovator strâns legat de sportul minții. Din 2007 și până în 2015, Festivalul Polgar a prezentat jocul de șah prin prisma unor evenimente cu și pentru copii, partide simultane cu public, dansuri tematice, numere de magie și meciuri demonstrative, totul într-o atmosferă de bucurie și pasiune pentru șah. Obiectivul surorilor Polgar este ca în 10 ani să strângă 5 milioane de participanți de pe 5 continente la Festivalul Global al Șahului. Aceasta ar fi șansa ca oamenii să-și întemeieze relații de cooperare și prietenie dincolo de barierele lingvistice, de vârstă sau de etnie, religie sau statut social. Și astăzi a venit în studioul emisiunii noastre Delia Duca, invitata mea pasionată de șah. O știți deja, este campioană la dezlegări de probleme de șah. Delia, bună ziua, bine ai revenit. Bine m-am găsit. Ce părere ai despre evenimente de promovare a șahului, precum cel al surorilor Polgar, despre care vorbeam puțin mai devreme? Sunt foarte binevenite și sunt de acord cu ele că șahul este, până la urmă, contrar aparențelor, mai departe de ideea de război și mai aproape de ideea de pace, de umanitate, pentru că, până la urmă, șahul te învață cum să reacționezi în anumite situații și nu cum să umbli cu diferite șiretlicuri. Din contră, el te învață că atunci când ești bine pregătit și ai o atitudine corespunzătoare, prin felul tău de a fi, poți să faci față oricăror provocări. Hai să ne amintim problema de săptămâna trecută și, dacă tot ești aici, dă-ne și rezolvarea. Sigur. Pentru că am vorbit data trecută despre ideea de consecință și problema propusă spre rezolvare arată cum fiecare mutare a negrului creează o slăbiciune care va fi ulterior folosită de alb pentru a da mat. Cheia era puțin mai greu de observat. Vom vedea chiar în ultima variantă de ce era nevoie să mutăm turnul exact în B5 pentru a da mat în două mutări. În poziția inițială, calul alb este pe diagonala nebunului negru, astfel încât el nu ar putea fi mutat în acest moment, pentru că regele alb ar rămâne în șah. Pe de altă parte, nebunul negru, dacă ar muta oriunde, ar elibera această diagonală, deci calul ar putea să joace. Mai puțin în situația în care ar juca nebun C6. Dar, jucând nebun C6, se va afla pe această diagonală și tocmai de aceea prima noastră mutare este turn B5. Să luăm fiecare variantă pe rând. La mutarea turn B5, cum spuneam, dacă nebunul părăsește diagonala mare albă, indiferent că joacă pe A6 sau pe C8, urmează să jucăm calul în C7 și este mat pentru că nebunul, deși a plecat de pe B7, turnul alb controlează acel câmp, iar regele negru nu poate să mute pe el. Dacă nebunul negru capturează calul, urmează foarte simplu dama ia la D5 și este mat. Dacă încearcă să facă o mutare să se mențină pe diagonală, cum am spus, nebun C6, observăm că turnul nostru protejează tocmai această diagonală și urmează dama a 1 mat. Este mat pentru că nebunul negru nu mai poate să sară peste turn și să mai amâne cu o mutare matul. Așadar, negru și-a epuizat aproape toate posibilitățile de a muta. Singura lui șansă ar mai fi să încerce să împingă pionul. Dar și în acest caz observăm cum pionul s-a interpus între nebunul negru și regele alb, deci calul poate să mute și va muta tocmai pe câmpul B6, de unde a plecat inițial turnul și i-a făcut loc să joace. Cal B6 și este mat. Da, foarte frumoasă și această problemă. Ai venit și astăzi cu o problemă explicată. Te rog, te urmărim și de această dată. Sigur. Strâns legată de ideea de consecință a fiecărei mutări este și tema Somov.
Somov B, mai exact, este o temă cunoscută în șah, în lumea șahului și mai ales în problemistică, prin care fiecare mutare a negrului creează o anumită slăbiciune, și anume câmpul E6 și câmpul E4, vom vedea imediat, care sunt chiar lângă rege, vor fi câmpurile noastre tematice. Ne interesează să găsim o mutare de mat în două mutări. La o analiză mai atentă a poziției ne dăm seama că dacă am jucat, de exemplu, E4, am amenințat un mat simplu, turn de 5 mat. Dar nu acest mat este interesant, ci felul în care negru se va apăra de el și va crea astfel cele două teme, cele două variante ale temei noastre Somov B. În primul rând, câmpul E4 este controlat de turnul nostru, iar câmpul E6 este controlat de nebunul nostru. Încercând să se apere de matul din amenințare, negru ar putea să captureze acest pion în trei feluri. În primul rând, să captureze ampasant, am mai vorbit despre mutarea ampasant, e-fiala E3, dar în acest caz pionul a eliberat tocmai câmpul F4 și vom putea să jucăm F4 mat. Iar celelalte două posibilități de apărare ale negrului după E4 sunt de a captura pionul fie cu pionul propriu, fie cu calul. În cazul în care capturează cu calul și a blocat câmpul E4, câmpul nostru tematic, cel care era controlat înainte de turn, deci nu mai avem nevoie de acest turn să controleze câmpul E4 și putem să dăm un șah cu calul, cal C4, și este mat pentru că regele nu mai poate să mute pe câmpul E4. Aceasta este una dintre cele două variante ale temei, în care își blochează un câmp de lângă rege. A doua variantă este să deschidă linia unei piese albe nefolosite până atunci. Vedem dama albă, cum stă și este blocată de acest pion. Dacă negrul capturează pionul, încercând să se apere de matul din amenințare, a deschis linia unei piese albe de acțiune lungă. În acest caz, pionul nu mai este necesar să fie apărat și de nebunul propriu. Deci ne uităm pe această diagonală, ce am putea să jucăm? Calul în F7 și este mat pentru că regele nu mai poate să captureze pionul din E6, care este acum apărat de damă. Delia, îți mulțumim și pentru problemele de astăzi. Ne vedem cu siguranță și data viitoare cu alte probleme și alte explicații. Mulțumim foarte mult. Și eu vă mulțumesc. Iar pentru dumneavoastră vă invităm ca de obicei să ne scrieți mesaje, comentarii pe adresa binecunoscută de acum, sperăm, shaharondrealitatea.net. Dragi prieteni, emisiunea noastră se oprește astăzi aici, dar vă aștept și sâmbăta viitoare pentru mai multe povești interesante, portrete de campioni și istorioare inedite din lumea șahului. Așteptăm comentariile dumneavoastră pe e-mail sau pe Facebook și nu uitați de întâlnirea noastră cu șahul, cu strategiile în alb și negru. Vă așteptăm!